Mă uitam pe banca de rezerve, pe variantele pe care Muntul ar putea folosi și am văzut numele lui Octavian Popescu, acest puș de la FCSB despre care vorbește toată lumea acum și în primul rând voiam să te întreb, nu știu, ți s-a părut justificată convocarea lui la Naționala Under 21 după doar câteva meciuri în care a jucat bine la FCSB? Crezi că, nu știu, nu e prea crud oare pentru un turneu final, chiar și de tineret? Evoluțiile pe care le-a avut el în ultimul timp îi dă acest credit să vină la echipa națională. Toată lumea, am văzut și ziarele importante din Europa și Marca au scris de el, pentru că e prime 100 de jucători foarte importanți și un jucător de viitor. Foarte bine că i-a dat Adi încredere. Important el să înțeleagă că încrederea asta e dată pentru jocurile pe care le-a jucat la FCSB și trebuie să continue pe acest drum. Poate să fie o soluție, pentru că este un jucător, din ce am văzut eu, care poate să scoată jucători din joc, doar că, cum ai spus și tu, este încă prea crud pentru un meci de turneu final, dar cine știe, poate încrederea pe care o are, poate tupeul pe care l-a demonstrat în anumite meciuri, poate să-l ajute și să joace cât mai bine. Ne-a luat tuturor ochii, în special după ce a fost titularizat pentru prima oară la FCSB. Însă dacă ai observat un pic evoluțiile lui, în ultimele partide nu a mai avut chiar aceeași explozie pe care o vedeam la începutul lui 2021, de exemplu. Da, pentru că lumea a început să le ia în seamă, toate echipele a început să le ia în seamă, a început să zică ăsta e un jucător important, un jucător care are anumite calități și trebuie să-l avem în vedere. Cred eu că toată lumea, în frunte cu patronul lui, ar trebui să aibă grijă de el, să-l crească frumos, pentru că e un jucător tânăr, un jucător de viitor, un jucător pe care, dacă el va continua pe aceeași linie și se va pregăti cu trebuie, sunt sigur că va fi un jucător important, doar că știi cum se spune, că Bucureștiul fură proști, și atunci e important ca el să înțeleagă acest lucru, să aibă grijă de ceea ce face în viața lui particulară, pentru că e un jucător cu foarte, foarte bune calități și sunt foarte puțini jucători în România care au calitățile pe care le are el. Greșim sau greșesc cei care au așteptări prea mari de la Octavian Popescu la 18 ani? Adică nu, la 18 ani nu prea ești constant. Adică poate ar trebui să avem mai multă răbdare cu el, spui tu? Din punctul meu de vedere, da, 100%. Pentru că este un jucător tânăr. Ca să poți să-l crești frumos, trebuie să ai încredere în el. Trebuie să-l lași să crească el, să îi dai încredere, antrenorul și toată lumea care sunt în jurul lui să-l susțină, să-l modeleze în viață, să explice care sunt lucrurile bune și rele, să înțeleagă acest lucru, să fie un jucător deștept, că asta contează foarte mult, să primite la contribuție în toate momentele pe care le are el în viață și în echipă. Da. Dar cred eu că așteptările noastre în momentul ăsta ar trebui să fie nu chiar așa mari, pentru că încă la 18 ani, noi spunem că la 18 ani încă e un jucător crud, dar în străinătate ai văzut că la 18-19 ani sunt jucători care au dat deja 100 de goluri, Mbappé și cu Haaland și cu... Da. Deja sunt la alt nivel, sunt de pe altă planetă.